filmează-i fața la asta, uite. Dar lasă-l, bă. Vlad Țepeș. Filmează-l, amu, chiar rog, chiar rog. Vlad Țepeș. El este Vlad Țepeș. cel mai bun băiat din firma asta. Hei, oameni buni, bine v-am regăsit din nou astăzi la un nou videoclip. Așadar, vremea e ploioasă, e un pic cam noros afară, se poate vedea. E o zi mai, na, mai apăsat așa și din punct de vedere fizic, că na, e mai greu. Dar astăzi vom avea o mașină, un Audi A4 2017, motor de 2 litri. Deci va fi o lucrare destul de mare. O să-i facem schimbul de ulei, kitul de distribuție cu pompă de apă, mai avem simmering palier față, curea la pompa de ulei, o să trească să suspendă motorul, dat jos jugul, caseta de direcție, baia de ulei, ca să schimbăm cureaua la pompa de ulei. La modelul ăsta, ca să înțelegeți mai bine de ce schimbăm cureaua la pompa de ulei, că e o curea din cauciuc. Da, v-am explicat și în alt vlog. Era vorba de un Passat din 2017, tot așa motor de 2 litri și la modelul ăla o trebuie să îi schimbăm curea la pompa de ulei, că e din cauciuc. Așa că o să urmează să o băgăm în service mașina, să ne apucăm de treabă, să nu stăm pe degeaba, adică să trecem la treabă, mai bine zis. Așa că Matiu o să se ocupe de această lucrare, îi dorim spor la treabă, vouă vă dorim vizionare plăcută, oameni buni. Gagne, vezi și prezinți tu chelăs. Am uitat să vă menționez un lucru, da, în legătură cu această mașină. Clientul este din Gorj, ca să înțelegeți, el este un fan de al nostru, ne urmărește pe YouTube și ne-a contactat, i-am făcut programare și iată-l la noi ajuns. Așa că toți cei care ne urmăriți și vreți să știți mai multe, contactați-ne, aveți numărul de telefon acolo pe link și ce să zic, vă dorim vizionare plăcută în continuare, pa!